O delegație israeliană la nivel înalt se află în Qatar pentru discuții menite să pună capăt războiului Israel-Hamas și să aducă acasă ostaticii ținuți de Hamas. Discuțiile de încetare a focului au început joi în Qatar și se vor încheia azi, dar foarte important de reținut este faptul că niciun reprezentant al Hamas nu participă la discuții. SUA și Europa fac eforturi intense pentru un acord de încetare a focului care să oprească luptele din Gaza, să elibereze ostaticii și poate chiar să oprească atacul iranian așteptat împotriva Israelului. Ambasadorul Germaniei în Israel, Stefan Siebert, a declarat: toate privirile și speranțele a milioane de oameni, milioane în Israel și milioane în Gaza, sunt fixate în aceste zile pe negocierile pentru un posibil acord. Osama Hamdan, un oficial politic al Hamas, a explicat de ce organizația sa nu participă la negocieri. Cităm: o încetare a focului este una, iar capitularea este altceva. Este de neconceput ca un palestinian să se predea. În absența Hamas la negocieri, se pare că singura presiune este de fapt asupra Israelului, ca acesta să renunțe la cerințele sale legitime de eliberare a ostaticilor și să se asigure că pe viitor nu vor mai fi atacați din Gaza. Ziarul Al Jarida din Kuwait, citând o sursă anonimă din Consiliul Suprem de Securitate Națională a Iranului, a raportat că o delegație de securitate americană la nivel înalt a călătorit în secret la Teheran la începutul lunii august. Misiunea lor a fost de a transmite un mesaj de calmare și de precauție pentru a detensiona situația și pentru a se asigura că liderul suprem al Iranului a înțeles că administrația Biden a fost ținută în întuneric de către premierul israelian Netanyahu în ceea ce privește uciderea a doi lideri teroriști importanți. Potrivit aceluiași raport, delegația a prezentat o listă cu numele a 10 agenți Mossad din interiorul Iranului, despre care americanii cred că au fost implicați în asasinat direct sau indirect. Această acțiune a fost intenționată ca o inițiativă de bună credință, ca răspuns la robitura uluitoare a statului israelian și care a fost efectuată fără coordonare cu Washington. Imediat după vizita delegației Statelor Unite, mai mult de 20 de persoane, inclusiv ofițeri superiori ai serviciilor de informații și oficiali militari, au fost arestați. Departamentul de stat al Statelor Unite ale Americii au respins informațiile, dar secretarul de stat Antony Blinken a recunoscut că pentru a calma conflictul, administrația Biden s-a angajat într-o diplomație intensă, ceea ce pare să confirme în mare măsură raportul ziarului kuveitian. Talibanii au comemorat cea de-a treia aniversare a retragerii haotice a americanilor din Afganistan, defilând printr-o fostă bază aeriană americană cu arme și vehicule americane care fuseseră abandonate. Bill Roggio, editor al Long War Journal, a numit parada dovada eșecului SUA în Afganistan. Efortul administrației Biden de a ieși rapid din Afganistan a făcut ca talibanii să aibă un arsenal furnizat de americani gratis. Decizia lui Biden de a retrage trupele din Afganistan s-a confruntat cu o reacție globală pe scară largă după ce insurgenții talibani au preluat țara în câteva zile, pe 15 august 2021, la 20 de ani după înlăturarea lor de către forțele conduse de SUA. Mulți analiști consideră că acest eveniment a demonstrat slăbiciunea Americii și a reprezentat o importantă schimbare în echilibrul forțelor militare mondiale, făcând, printre altele, posibil războiul din Ucraina. Societatea Biblică din Columbia a prezentat prima Biblie în limba Wayuu. Traducerea a durat cam 13 ani și a costat aproximativ €1.000.000 din donații naționale și internaționale. Traducerea vine ca un eveniment major în celebrarea a 50 de ani de la înființarea Societății Biblice din Columbia și este o contribuție adusă bogăției culturale a uneia dintre cele mai populate comunități indigene din țară. Pentru Societatea Biblică din Columbia, traducerea Bibliei este mai mult decât o simplă transcriere a cuvintelor, este un proces care necesită o înțelegere profundă a culturii și a limbii comunității, cu păstrarea riguroasă a esenței textului biblic. Pe plan mondial, Noul Testament a fost tradus în alte 1658 de limbi, iar porțiunile mai mici ale Bibliei au fost traduse în 3658 de limbi, conform Agenției Globale Wycliffe, ceea ce reprezintă peste 90% din populația Pământului.